Salut, camarazi! Am mâncat și eu o codiță de peștișor, deci sunt fericit, am mâncat după pofta inimii. Hai să vă fac un clip așa scurt despre notorietățile lumii noastre. Cred că mulți dintre voi vă uitați la tenis. O să vă vorbesc astăzi într-un clip scurt despre Alexander Zverev, un tenismen german cu origini, de origini ruse. Are 26 de ani, numărul 6 ATP. Fosta lui iubită, care are origini românești, Brenda Patea, l-a dat în judecată după un an de la fapt, știți? De fapt, e o aberație pentru că eu, dacă am fost pe la răcoare, știu și eu un pic legile. Fapta s-a petrecut în apartamentul lor sau în vila lor, nu sunt martori. Ea pretinde că s-a enervat, că era extrem de gelos, i-a pus mâna în gât și a lipit-o de perete. Asta e frecție la piciorul de lemn. În primul rând că nu sunt camere de luat vederi, nu sunt martori. N-a bătut-o, deci nu e nicio dovadă de violență. Bănuiesc că doamna Brenda Patea vrea să mai ciupească câte 1,2 milioane de la Zverev, care bani destui, și vrea să-l tapeze, că a fostă iubită, a făcut o plângere la un an de zile după faptă, motivând că i-a fost rușine de avocații lui și din cauza copilului, da? Fetița pe care o au împreună are 2 ani, aia nu înțelege nici ce, cât face unul cu unul. Așa, Brenda Pate are 29 de ani, deci e cu 3 ani mai mare decât Zverev. Ea e fotomodelă, știți și voi că fotomodelele sunt considerate parașute de toată lumea, trec prin toate paturile, ele știu că sunt multe, sunt sute de mii pe planeta asta care sunt fotomodele și manechine, concurența e mare, fiecare și încearcă să-și agațe un milionar, un patron, un escroc cu bani, știți, ca să-și pună sași în căruță, că știe că nu o să dureze veșnicia. Ea știe că ea e o marfă. Când merge pe catwalk, ea nu vinde numai țoale, vinde și carne, carnea ei, știți, așa. Deci un fel de prostituție legalizată, știți. Brenda Patea îl acuză pe Zverev de violență domestică, dar v-am zis, după legea română, și nu poate să fie altfel, deși în legea germană, e principiul in dubio pro reo, adică la îndoială pentru acuzat, că nu sunt camere, nu-s dovezi, nu sunt martori, știți? Deci Brenda Patea probabil că a abordat o avocată, fiind femeie, probabil că a vorbit cu o avocată și i-a spus problema și aia în speranța, avocata, în speranța că umflă și acolo 100 de mii, 70 de mii de euro acolo și acum, cum să zice, bani pentru reprezentare, i-a dat speranțe, știi? Părerea mea proprie și personală și netransmisibilă e că Brenda Patea e cam dusă cu pluta și scurtă în bandă și cred că nu are prea mulți neuroni, că fetele astea de modeling, de nu știu ce, nu prea au neuroni. Sunt folosite, precum spun nemții, carne de tun, canonă în fută, știți? Astea trec din pat în pat, ea fiind cu 3 ani mai mare ca el, a trecut probabil până 10, ca să nu fiu malițios, poate și în sute de paturi. Deci ea a văzut mai mulți bărbați și dezbrăcați și îmbrăcați, a mai învățat de la ei, s-a mai șmecherit și acum sunt și la noi parașutele care vânează fotbaliști, știți cum era Strâmba, Diana Gurășoaie, cum erau mai multe care și-au făcut carieră, adică s-au umplut de bani pe spatele la fraierii de fotbaliști, așa. Eu zic că Brenda
Brenda Pata, ca toate fotomodelele, nu s-a îndrăgostit ea brusc de Zverev, că poate nici nu are mare, poate fi și prost în pat, știi, dar nu contează. Pe ea o interesa bani, știi, deci s-a băgat și a băgat capul în gura lupului pentru bancnote. Nu că s-a îndrăgostit brusc de Alexandru Zverev și era Romeo și Julieta. Așa. Deci mă întreb așa o chestie simplă. De ce Brenda Patea nu s-a îndrăgostit de un mecanic auto care are o garsonieră pe un Vitan sau de un român care muncește de la 9 la 5 la o firmă, nu? Că sunt și români frumoși care sunt mecanici auto, poate au și mai mare ca lui Zverev și sunt și români care muncesc de la 9 la 5 și cred că arată mai bine ca Zverev, că nu caz pe jos, că m-am uitat la el. Ca femeie nu cred că cad femeile ca muștele după cum arată. Așa. Deci e un bărbat obișnuit, un rus obișnuit. Așa. Deci femeia s-a dus acolo pentru bancnote, deci știa unde se duce. Mi se pare de prost gust acum după un an de zile să-l dea în judecat. Știți că s-a mai întâmplat și cu Depardieu, după 10-15 ani l-au acuzat de viol, știi, după 10-15 ani actrițele care nu le s-a mai uitat nimeni la ele, care nu mai primeau roluri, vrea să mai stea și ele pe prima pagina ziarelor, acuzându-l pe Depardieu de viol sau de agresiune sexuală după 10-15 ani, știți? Deci, în lumea asta s-a văzut cam de toate. Eu zic că aici e vorba de bani. Brenda Patea vrea să-și umple sacul cu bani, să scoată măcar 2-3 milioane de euro. Are acum o fetiță care în momentul ăsta au împreună o fetiță care are 2 ani. Deci o să scoată și o pensie alimentară, deci vă dați seama, nu are nicio treabă cu dragostea, cu nimica. E vorba despre bancnote și atâta. Toate femeile astea, fotomodelele astea, când se cuplează cu celebrități din tenis, din showbiz, de nu știu ce, știu unde să bagă, nu că ăla ridică statuie, că îți dai seama că nu e nimeni atât de prost să-și închipuie că aia a rămas virgină până l-a găsit pe el, nu? Deci, știți și voi, 100% fotomodele sunt percepute ca prostituate, în general, știți? Cum și pe vremuri, actrițele erau considerate curve, știți? Chiar dacă nu erau, dar bine, pe vremuri era viața mai grea. Actriții, actorii și actrițele mergeau cu căruțele până oroaie, căruțe trase de cai, deci erau nevoile, erau mai mari, știți? V-am zis, când pedalează pe chetol, ele își vând și carnea, nu numai țoalele de pe ele, știți? După părerea mea, sunt toate leșinate după miliardari, milionari, chiar dacă au mică, nu contează bani, dacă își umplă traista cu bani, dacă le dă cardul să spargă în fiecare zi 5.000-10.000 de euro la shopping, dacă le dă bijuterii, mașini bengoase, mamă, îi iubesc la nebunie, până la ultimul euro îi iubesc, știți? Zverev face parte din Consiliul ATP, eu zic că nu o să iasă nimic, adică o scandal o să iasă, ia Brenda Patea, o să-și ia bani de la niște tabloide germane, știi că o să le vândă, o să dea interviu, o să le vândă istoria și ea să umple de bani și ea pe lângă ei și o să mai scoată ceva și de la el, că nici nu-i convine scandalul, până la urmă poate să-i dea un milion pe sub masă așa și își retrage plângerea și la revedere, știți? Jurnaliștii care la Australian Open l-au întrebat despre procesul ăsta, aia nu interesează adevărul. Păi interesează să-și facă audiență pe spatele lui Zverev. Nu sunt ăia, sunt lupii moraliști, știți? Și faptul că nici măcar n-a bătut-o, a lipit-o de perete și a pus mâna în gât, ea, bineînțeles că nu e... proasta satului, știa de la început că el e gelos, deci s-a băgat capul în gura lupului, a,
a suportat că a vrut bani și deci așa că nu înțeleg de ce să plânge. Și e bizar că nu, la un an după faptă depune plângerea, deci n-a depus pe loc. A mai stat probabil cu el, i-a mai păpat niște bani, niște bijuterii, i-a mai golit cardurile și acum, după un an, a făcut acțiune juridică. Ce că Alexandru Zverev e foarte gelos, îi controla tot timpul telefonul și dacă avea un like de la cineva, a luat foc. Păi, ceea ce vă ziceam, în momentul când trăiești cu un om, ce faci? Te mai prostituiesc pe Instagram, pe Facebook sau nu înțeleg, știți? Adică bănuiala mea că femeia a făcut-o pentru bani, n-a fost nimic, niciun sentiment în spate. Treburile astea se fac mecanici, cum se fac și la noi, se fac în business-ul românesc, în show business-ul românesc, se fac și la noi relații, căsătorii, de formă, de interese. Deci, spunea Brenda Patea că furia lui se transforma în violență, dar până acum n-a bătut-o cât a stat cu ea 2-3 ani, deci vorbește aiurea. Deci părerea mea că ce-a căutat a găsit, știți? A vrut să aibă bani, dar ea credea că Zverev e robot, îi dă ei banii să-și spargă și să ducă ea să-și facă de cap în mall-uri, știi, să arunce banii pe magazinele de lux, la Gucci și la Versace. Eu zic că e o parașută leșinată și avară după bani. Cam cum sunt toate fotomodelele și manechinele leșinate după țoale de firmă, bineînțeles, nu de-astea de la noi, așa, mașini bengoase și scumpe, bijuterii, știi, multe și scumpe, deci pentru mine sunt femei de doi bani găuriți, își merită tot disprețul și al lui Zverev și așa nostru. Nu sunt femei care se îndrăgostesc de un mecanic auto cu garsonieră în Vitan sau v-am zis de unul care muncește în birou de la 9 la 5, ele se îndrăgostesc brusc numai de milionari, știți? Eu zic că personal am mare scârbă pentru fetele astea și femeile astea care sunt de fapt prostituate și se vând pentru oricine le dă mai mult, știți? Acum să vedem ce părere aveți voi la comentarii. Rămâne precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!